45 de lei. 45 de lei o ciorbă, zici că e animalul viu în ea. Este prețuri fantastice. Televizoare. Când iau o friptură, parcă cumpăr un televizor. Bărbatul român va avea voie să aibă mai multe soții. Vreau să vă întreb cum vi se pare. Nu e bun. De ce, domn? Păi cum să fie bun? Corespunde la atâtea femei? Un bărbat? Păi asta vreau să vă întreb, noastră, că aveți experiență. Păi cum? Cum să fie așa ceva? Din ce punct de vedere nu corespunde? Nici de bănet, nici ca bărbat. Vă referiți și la sex? Da, bineînțeles. Nu ar face față? Nu. Pe soțul meu l-am cunoscut în urmă cu 10 ani. Dacă are fata o 17, unde te dusești? 16 ani. Băi, sunt 18. 18 sunt. Pe soția v-ar părăsi pentru cineva mai tânăr, v-a supăra? Eu nu. Nu v-a supăra. Eu aș bea aștept să plece. Câți litri de bere beți pe zi? Depinde în funcție de buget. La buget maxim? Beau maxim 2 bidone, ăsta, 3. A câte 2 litri jumate? Da. Păi asta înseamnă că puteți să beți 7 litri jumate de bere? Fără disc, toată ziua. Toată ziua? Până seara la 10. Sunt un farmec aparte așa, nu? Nu, magician. Dacă... Le hipnotizez. Cum am uitat în ochii lor, imediat cade. Care e secretul? Cum să facem și noi să avem succes ca noastră? Ce să facem? Uitați-vă în ochii mei. Așa. Pă bune, dacă nu dați o bere. 40 de inci. Avem, cu cazmale, cu sape, cu ce-o fi, cu topoare, cu șupraie din alea, să aruncă la o de ala de paralizat. M-a înșelat soția? Da, cu. Și eu pe ea și eu pe mine. Înșeală femeia din ziua de astăzi? Mamă, pot să fiu legată și cu lanțul. Măi, domnișoară, o femeie, dacă e bagabantul și curvă, așa rămâne. Ca și băutul. Uite, eu am stat o lună și o săptămână fără băutură. M-am stricat al altaie. De la 100, dă-i pe a doua, dă-i pe a treia. Deci din bețiv n-ai ce să spate sau din curbă-curbă. Eu vă zic tuturor. Și asta e. Ia femeie de casă, nu. Cu costel, cu ip, cât o mai fi pe acolo. Tura asta face rău. Da, foarte rău. Ați băut ceva astăzi? La greu. De ce? Că mi-a plăcut. Sunt vaporii. Vapor și bărci. De-astea mai carciuculă. Mai performante. Da. Și apa potabilă ce este? Bagă calcan în el. Un fel de-astea, de cum e la advarim. Pentru răspunsurile de astăzi, ce notă v-ați da? 8 spre 9. Dacă m-a lanșelat iubita, plâng pentru ea. Intru în depresie, mă doare sufletul, îmi crește tensiunea, pulsul, îmi bate inima tare, cad la pământ, leșin, îmi pierd cunoștința, sunt galben la față. La mare, degeaba m-am dus. De ce? Ha? De ce? Ce? Te duci, te bagi în botoaca aia, băi, mă duc în grâu la mine acasă. Mă duc, mă îmbălăcesc, că n-ai tot apă. Ce sunt mucii? Muci? La nas. Dar ce sunt? Mizerie. Știți ce gust au? Sării. Ați mâncat muci când erați mic? Cred. Și rahat, cred. Și rahat am mâncat. De câte feluri sunt mucii? Acum nu mai știu. Sunt și mizerabili, sunt și așa de... De la culoare? Albi și galbeni. Pe unde îi aruncați? Pe covor? Îi băgați pe sub scaun? Pe unde? Nu, la batiză sau dacă nu la șervețel. Batiste de unică folosință. Nu vi s-au lipit niciodată de degete? Nu. Nu, domnișoară. Dar acum, fiind mai mare, ați mai încercat vreodată să mâncați muci? Nu.